Din totalul de 13 consilieri de justiție, și prezentă 11, fiind doamna Dorcina Mirela și Zâmbescu Gheorghe. Ședința este legal constituită. Spun avem procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Bun. Dau cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, ne întâlnim la ședința ordinară de luna iulie, o ședință cu puncte importante pe ordinea de zi. Încă avem, la primul punct, depunerea jurământului din partea consilierului Lucianu Cosmina Ionela, punctul 2, un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, punctul 3, un proiect de hotărâre privind primirea poate de registrul s-a încălzat de la Asociația Intercomunitară a PIB-ACLU. Punctul 4, un proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției în procent de 30% pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021 și a contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. La punctul 5, un proiect de hotărâre privind împotențirea primarului Comunei Cașină pentru ducerea la întreprinderea programului cultural, artistic, recreativ și sportiv poziționat de evenimentul zilele Cașului 2021, cel se va desfășura în perioada 13-15-2021. La punctul 6, un proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor Registrul Agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Și am trecut un punct 7, dar încă nu am primit oferta de prețuri. Aveam un achiziționar imobilier strada. Aveam niște bani de la Măgal și trebuie să cheltuim, dar o să l-amânăm pentru ședința din luna august, când vom primi și oferta de prețuri, în forma de bani și coșul de gunoi. Amânăm ultimul punct. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Bun. Atunci să trecem la depunerea domnului consilier. Doamna Lucia Cosmina Ionela. Depun în fața Consiliului Local în Consiliul Român. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cașin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Se propune modificarea, rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe trimestrul 3 al anului 2021 prin virări de credite de la un capitol la altul, după cum urmează. Cheltuieli. Autorități executive, cheltuieli de personal. Aveam 1.900 de lei se diminează cu 1.900.000 de lei se diminează cu 147.000. La biblioteci publice comunale 78.000 se diminează cu 14.500 de lei. La bunuri și servicii de la Biblioteca Comunală se diminează, aveam 10.000 de lei, se diminează cu 7.300.000 și se adaugă la învățământ 26.000 și servicii religioase la Biserica
din Curița. La început am aprobat 400 de mii de lei, mai adăugăm 100 de mii de lei și la salubrizare mai adăugăm 49,8 mii de lei pentru cei 400 de mii de lei. Deci, completăm bani pentru reparații în cinta școlii, pereții de la Baia Comunală, cămin cultural, grupurile sanitare, tribunele din curtea școlii cu o sumă de 26.000 de lei fără TVA și mai completăm, astea sunt cele două modificări la bugetul local și mai adăugăm 100.000 de lei, adică 1.000.000 de lei vechi la construcția bisericii din Curița. Și dacă vor mai fi alte rectificări bugetare, o să mai facem un lucru așa din țările următoare. Comisia pentru programele de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei ca fiind decimentul 3, anul 2021, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, emiție avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la punctul 2 de ordinea de zi. De fapt, punctul 3, după depunerea dialogului de rectificare, punctul 3, privind primirea cu ATV Verești Vița, angajat de membru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Bacău. Știți că noi am mai primit toate localități, avem referatul de aprobare, proiectul de hotărâre privind primirea cu ATV Verești angajat de membru Asociația de Dezvoltare, având în vedere prevederile de hotărârii Consiliului Local, poate de revisa, care, prin care s-a hotărât aderarea în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare a BIM. Supun spre aprobare Consiliului Local ca și în proiectul de hotărâre privind primirea acestei localități în cadrul Asociației Intercomunitare. Actul constitutiv și statutul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, BIM, se vor modifica corect spunzător. În concluzie, având în vedere importanța reglementărilor menționate mai sus, precum și pentru asigurarea conformării și funcționării legislației naționale și europene, rog Consiliul Local să adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de avizare. Comisia pentru Administrație Publică Juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind privirea UAT de Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, adic și modificări de actului constitutiv și a statutului acesteia, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolului 136, aliniat 6 și aliniat 7 din ordonanța de urgență, numărul 57 pe 2009, privind contul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Punctul 4. Proiect de aprobare a contribuției în procent de 35% pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei afectate cu handicap pentru anul 2021 și al contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Și în anii anteriori, fiecare an, în Consiliul Local aprobă un procent de 35% unor persoane o persoană este la centrul de servicii sociale Biocelul Bacău, un copil, cu suma de 2431 de lei lunar. Costurile sunt destul de mari, dar facem un efort și pentru aceste persoane. Centrul de servicii sociale Alexandra Onești, un copil, cu suma de 2112 lei. La Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești, un adult, cu suma de 2.082 de lei lunar. Centrul de Îngrijire al Persoanelor cu Dizabilități Târgovna, un adult, cu suma de 3.436 de lei lunar. Și Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilități Târgovna, un adult, cu suma de 2.982 de lei lunar.
Poți să nu voi să fac cunoscut și persoanele care... Dacă întrebați care sunt persoanele... Cam știți, de anul trecut. Mina cu Adina, născută în 88, din Curița, Vlad Dana, născută în 92, care este la Târgovna, Gurița Alin, născută în 99, care este la Târgovna, Floroi Georgiana Modelina, și Mușu Ștefan Leonard, la Ghiocerul Bacău. Raport de alegare. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, pentru cheamă pe trei sportive și alegament. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției în porțiune 35% pentru finanțarea serviciilor sociale destinate de obiectiv conferit de drepturi copilului și a persoanei la proiect marital pentru anul 2021 și al contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, evite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la punctul 6. 5. Un proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului Comunei Cașin pentru introducerea în deplinirea programului cultural artistic, recreativ și sportiv ocazionat de evenimentul Comunei de Cașin 2021 ce se va desfășura în perioada 13-15 august 2021. Și noi am trecut și supun spre aprobare programul evenimentului prin ocazia zilor Cașinului, 13 august, concursul OF Road, ediția a treia trofeul Curița Spitării, pentru că s-a făcut o solicitare din partea domnului Marius Dima pentru a organiza acest eveniment, fiindcă s-a, în urma evenimentului de la nefericit de la Sfânica, au primit avizele, s-a dat posibilitatea să organizeze și acolo evenimente și a venit cu solicitare către noi. 12-13 au fost cupa de mini-foto ediția 20-a. 14 august, ora 18, un simpozion documentar care se intitulează Acasă la origini. Pe 15 august, în semn de recunoștință comemorarea foștilor jucători a echipei de asemenea la Cașin, care este la fila a doua ediție acest eveniment. 15 august, după slujba de la Biserica Adormirea Maicii Domnului, de, la ora 12:30, defilarea căruțelor cu povestiri. La ora, și tot pe 15 august, seara, un spectacol de muzică populară cu artiști locali și artiști la nivel național. Ținând cont că noi am aprobat un buget la început de an pentru aceste evenimente de 40 de mii, respectând regulile igienico-sanitare, ținând cont că și alte localități au mai organizat evenimente, anul trecut a fost un an fără evenimente, cred că locuitorii comunica și își doresc un asemenea eveniment și propun spre aprobare Consiliului Local acest punct. Raport de alegare. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, chestiuni sportive și alegament. Proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului Comunei Cașin și de Bacău pentru introducerea în deplinire a programului cultural, artistic, recreativ și sportiv ocazional de evenimente de Cașin 2021, care se va desfășura în perioada 13 august 2021, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Și ultimul punct, un proiect de analiză privind statul de înscriere în datelor în registru agricol și a stabilit măsurile pentru eficientizarea acestei activități. După cum v-am mai spus și în ședințele anterioare, în urma auditului, fiecare compartiment care este dus la îndeplinire anumite sarcini, au mai fost prelungiri unele până la sfârșitul anului 2021, altele trebuiau duse până la îndeplinire în această lună și
și prezentat în Consiliul Local, acum e rândul compartimentului agricol, să dea raportul, să spună ce activități au dus la îndeplinit și care nu le-au dus la îndeplinit și din ce motive, eu material mai scufos, am să dau citire câteva aspecte, dacă vreți să puteați mai atenție dumneavoastră. Da. Se aprobă analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru perioada 2020-2027, după cum urmează. Ținerea la zi a registrului agricol ținut în format pe hârtie și format electronic, precum și interconectarea acestea cu registrul agricol național. Registrele agricole în format de hârtie sunt completate în proporție 25%, în sensul că sunt unele poziții completate cu terenul agricol, dar incomplete la denumici, iar mare parte a pozițiilor sunt completate doar cu capul gospodăriei și membrii acestora. Sunt încă poziții nedeschise la acest registru agricol în format electronic, se lucrează la înscrierea datelor pentru interconectarea acestora cu registrul agricol național. Și responsabili sunt doamna Milica Comăneș și Alexandru Andreea Ele. Am să vă mai citesc câte ceva. S-a verificat concordanța între cele două forme de registre agricole, pe forma de registre electronic, precum și în ceea ce privește concordanța între datele din registrul agricol și date cu registrul de rodă nominal unic. Cei doi responsabili colaborează pentru a realiza concordanța între cele două registre agricole. Au fost constatate diferite date înscrise în registrul agricol pe forma de hârtie. Se recomandă aducerea la zi a datelor în registrul agricol în format hârtie. Registrul agricol este numerotat, sigilat, paginile sunt legate corespunzător, este înregistrat în registrul de intrare-ieșire, nu este paracal. Nu toate volumele au număr de înregistrare. Termen 30.8.2021. Ar mai fi timp o lună de zile. Pentru bazarea bazei de date cu informațiile geospațiale de la nivelul fiecărui oate al județului Bacău, pentru actualizarea și completarea denumirilor străzilor numerelor administrative, respectiv asocierea de locuințe la numărul administrativ și validarea în platforma WebGISCAM Reina Comrena, s-a încheiat un contract de prestări servicii pentru preluarea de coordonate necesare, așa se numesc programele Sareți și Comrena. În prezent lucrările sunt finalizate, urmând a se monta tăblițele cu numele străzii și numărul imobilor și introducerea datelor în registrele agricole și în RENS. Responsabil sunt Alexandru Andreea Elena și Gășpan Ioana Bianca. Termen 31 decembrie 2021. Adeverințele sunt completate în mod erronat, deoarece poziția de registru agricol 2020-2021 fiind completate, adeverințele s-au eliberat în baza registrului 2015-2019, ceea ce este incorrect. Dar o să mai corecteze și mai completeze registrele agricole în perioada 2015-2019. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărârii persoanelor nominalizate, primarul comunicat și prefectului județului Bacău. Deci unele lucruri le-am îndeplinit, unele lucruri, unele nu, dar până la finalul anului 2021 vom da interesul să corectăm ce nu s-a corectat. Raport la adresare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, arătând proiectul de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor de registru agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniat 6 și aliniat 7. Din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da, dacă o să urmă de cuvânt, discuției,
Da. Puneți. Condiția să vă încălcați în timp, știți, regula lor de vedeți, sunt foarte egoale. Bună ziua, dragi colegi, felicitări și sunt mult succes doamna Vâlceanu cu dumneavoastră în, în funcția pe care ați obținut de consilier local cu domnul Cașin. Sper că o să fiți de ajutor comunității care v-au ales să fiți consilier local. Domnule primar, aș vrea să pun niște întrebări în legătură cu bugetul localității. A văzut că a terminat terminatul public și aș vrea să vă întreb dacă ați achitat lucrările care s-au făcut și dacă ați obținut banii de la fondul mediu, conform contractului de finanțare, obținut de mine și Consiliul Local în 2020. Întrebare. 2. O altă întrebare. În bugetul inițial al acestui anului a prins suma din buget local pentru cofinanțare la drumurile, la asfaltarea drumului de interes local, sumă de 2.361.490 de lei, la care aveți acești bani în buget. A treia întrebare, tot întrebări v-ați răspunde, nu va comenta, că nici vorbim doar, da? La cum vreți răspunde? La punctul 3 nu a fost nimic comentat, punctul 4 nu, la punctul 4 gata. La punctul 4, într-adevăr, nu dăm noi banii că vrem să putem darni și celor bolnavi internat în centru. Suntem obligați în lege. Legea ne obligă ca un coeficient din, din un procent din ceea ce se cheltuie cu ei în acele centre să dea și comunitatea locală din care ei fac parte. La punctul 5. Aș dori să ne spuneți mai detaliat ce activități, cum pot fi activitățile de zilele comunicași. În sper să le explicați fiecare parte, ce pot să fie fiecare parte. La diferența cu copilăție, văd că ați fost vă plată, la început vă plăcea, făceați și luat la mișto această acțiune. 6. Privind înaintea răspunsului de spire date de Registrul Agricol, ceea ce aș citit dumneavoastră acolo, cred că este un raport al doamnei secretar, în urma verificării sunt zile, când s-a verificat să verifice, dacă cei de acolo își fac datoria, nu suntem bine deloc, nici chiar a zice chiar rău, având în vedere că se emite în continuarea dimensiei de Registrul Agricol 2015-2018. La 7 cu achiziționările cu mobilier stradal, înțeles că se amână în acest punct, da? Și cam atât deocamdată. Da, am să dau răspunsul. Cu iluminatul stradal s-a achitat, fiindcă astea erau procedurile, trebuie să achităm din bugetul local, după care în termen de 4 luni se fac de bancările de la fondul de mediu, încă ne încadrăm, avem timp să ne recuperăm banii de la fondul de mediu. Și avem o doamnă responsabil de achiziții publice, eu zic că își face datoria și știe ce are de făcut. Cu cofinanțarea de 2 milioane de lei, după cum vă spuneam cu licitația la drumuri, licitația a fost încercată de firma Gelona, astăzi la ora 11 vor veni reprezentanții de la Delgaz, de la Electrica, de la Telefonie, de la Inspectoratul de Stat în Construcții, regintele de șantier, constructorul se va preda amplasamentul. Suma este destul de mare cu care a câștigat firma respectivă. Într-adevăr, am avea ceva emoții, dar contabilitatea m-a asigurat că până la finalul anului ne vom descurca să asigurăm, să facem plata către firma Girona. În cazul în care nu ne vom descurca, o să mai apelăm la Consiliul Local să găsim soluții, dar deocamdată ne gândim ca să înceapă firma că de curând această lucrare, săptămâna cealaltă va începe și conform graficului, va reuși să ducă la bun sfârșit lucrarea până la începutul lunii decembrie. La activitățile culturale, am enumerat cam
ce s-au făcut și în anii anteriori, s-au început de 20 de ani cu competițiile sportive, nu putem evita, sigur. Noi din acest motiv am și pregătit așa comunat pentru asemenea evenimente, cu curățenia, cu reparații și mai avem de pregătit în continuare depitarea cu căruțelor, cu covăltire. Nu, n-am spus că nu mi-au plăcut aceste defilări, din contra și bunicii mei au, și am crescut între bunicii mei au fost cal cu căruță, nu mă dezic de aceste manifestări și dacă place și altor locuitori și vor să defileze, n-am nimic împotrivă. Cei care s-au implicat, dacă vor să se implice, dacă nu, reușesc împreună cu domnul viceprimar, cu dumneavoastră, să desfășurăm și această manifestare în ziua de 15 august. Deja am contactat căruțașii și au manifestat acordul că vor participa. Cu adunarea fotbalului fotbaliștilor, a fost o primă ediție reușită și dacă prima a fost reușită, de ce să nu fie și următoarea ediție, care o vom organiza pe 15 august, ne adunăm la Căminul Cultural și tot Căminul Cultural va fi pregătit ca un muzeu al satului și au manifestat și alte persoane venite din străinătate, că vor să participe pasionate de tradiții, de sportul popular, vor să participe la această manifestare, la acest simpozion și din acest motiv am dat întâlnirea acasă la origine. Și spectacolul care a fost an de an, am organizat și mandatul trecut, fostul primar, organizăm și noi tot cu aceleași sume. La momentul noi încă n-am îndiat contract cu nimeni, așteptăm să treacă această. S-au făcut niște proceduri, s-au încărcat pe... s-au făcut niște anunțuri publice, dacă dorește cineva să organizeze aceste manifestări, dar tot primăria ca și, dar astea au fost proceduri. Trebuie să așteptăm. Primăria și oficiile. Da. Și în zilele următoare se va încheia un contract pentru organizarea spectacolului care 15 au văzut seara artiștii locali și artiștii... La artiștii locali, ce v-ați gândit? Păi la care au mai participat și în anii anterior. Care știți că au participat. Da, vă mulțumesc, dar aș vrea să le fac o singură completare. Vis-a-vis cu banii care apar, cu mulțit prin fiat care i-a aprobat, ați aprobat, eu consiliul care l-a aprobat mai puțin. Eu n-am aprobat bugetul ăsta, nu v-am lăsat atenția că este un caz artificial cu vreo 2 milioane și ceva de lei. Acum să vă zic că aveți un pic emoții. Ați zis, nu aveți emoții, fiindcă banii i-ați aprobat ca fiind existenți la începutul anului. Și acum ar trebui să aveți emoții. Mai mult atât ca cel care a citat, a citat sub suma aprobată de noi. Adică sub evaluarea făcută a proiectului, el a venit sub. Nu putea să fie cumplit mai decât ce banii care au fost aprobați în bugetul local și în lista de investiții. Cam asta am vrut să vă spun, vom vedea la momentul respectiv. Poate eu să vă descurcați, să dea Dumnezeu să vă descurcați, să aveți bani să îmi iau ce proiect început de posibil o carte anterior și de mine. Vă mulțumesc. Da, mai e, hai să ne luați votul. Vom dezbate. Să pot să punem la vot. Punctul 2. Stop. Da, hai de. Deci, cine este pentru? Pentru că se abține, cine este împotrivă, da. Deci ne-am luat toate. Pot să mai dau niște clarificări în legătură cu niște proiecte pe care am tot amânat. Vedeți ce greu și tu molestă, dar ne duce, ne-am fost rășit. Astea au fost proceduri, au trebuit respectate. Mai avem un proiect de apă de străzi de stadionului, frezării și ciușmele. Mai avem de fapt un aviz de la mediu. Trebuie neapărat trasă acea fundă de apă, pentru că am votat în Consiliul Local și înaintea asfaltărilor o să facem și acea întărestie, extindere de apă. Este în graficul nostru ca în această vară să facem și acea extindere de apă. În legătură cu dosarele la gaze, vreau să mai fac unele precizări că au venit contractele și o parte din cetățenii comunii le-au și semnat deja. La Curița, adică nu am primit răspunsul cu cota parte cât ar trebui să contribui comuna și cât pun cei de la gaz grec. Acolo nu avem un răspuns clar. În schimb, unde a trebuit extindere de gaze,
străzile din Vlașca, din Pot, din Potița, din strada de Soarele, din Vărăcea, de sus, strada Viilor, acolo majoritatea cetățenilor au semnat contracte, urmând ca cei de la Delgaz să organizeze licitații, să găsească un consultor. După ce sunt 2021-2022, se preconizează că vor fi făcute aceste extinderi, iar în contract cetățenii care și-au luat angajamentul că se vor branșa, în cazul în care nu se vor branșa, vor fi penalizați cu o taxă din valoarea contului. Deci, atenție, mai odată cine a luat angajamentul că să fim de acord cu extinderea la gaz, să ne și țin de cuvânt cei care au semnat contracte să se și branșeze. Sperăm că cei de la Delegat Grid se vor ocupa de și vor găsi conform ordonanței de cuvânt care au dat în octombrie de anul trecut, se duc la îndeplinirea acestei proiecte. Aș vrea să vă dau informații corecte, care o știu de la sursă, de la Ion Gaz. Ce este aprobat acum pe lista lor de investiții, aceste lucruri vor fi făcute de ei, nu de primăria, ca și făcuți local, nu avem niciun aport decât este aportul lor total. Este prins Vlașca, strada Drumurilor, strada Locăniței, toate sunt prinse. Purița nu este prinsă, că acolo vorbim de altceva, vorbim de o aprobare de extindere, ființare, extindere de fian, este altceva. Dar vă spun că anul acesta nu se va face nimic, fiindcă fondurile s-au epuizat în februarie. Probabil în anul 2021-2022, dacă vom fi prins și pe lista de investiții, aceste persoane din aceste străzi, zone care v-ați spus mai înainte, vor beneficia de gaz. Dacă știți că branșamentul la gaz se va recupera de către E.ON, dacă se va face gratis, în timp de 5 ani de zile. Dacă omul va plăti, E.ON va da banii înapoi timp de 5 ani de zile. Nu, vă spun că poiția nu este prinsă. Poiția nu este prinsă. Nu foarte mulți au semnat contracte, fiindcă acolo, dacă le trece conducta în fața voții, cei care vor să branșeze la gaz, la gaz trebuie să plătească anticipat, iar banii se vor deconta în consumul factorului consumului de gaz până în următorii 5 ani. Și în 10 zile, persoanele care au vrut să branșeze trebuie să găsească o firmă, să-și ia angajamentul, că plătesc ei, iar banii vor deconta gazul în facturi când vor începe să consume gaz. Deci, gazul sunt într-un fel de fair play. Au întârziat să-i trimită documentația la rând de 10 zile, i-au despăgubit pe cei care cu sume între 10 și câteva sute de lei. Dar vor să vadă că să și consumă gaz, nu numai de dragă de a se branșa și apoi să nu mai consume. Vor să recupereze și să-și probabil câți bani în 5 ani banii pe investiții. Da. Acestea au scopul. Dar tot atunci, tu ți-am o timpă întrebare și am terminat. E legătură cu consiliul personal, ce experiență are, ce sarcini i-a dat de făcut, ce sarcini i-a dat în 5 ani, da? Și ce viziune are vis-a-vis de dezvoltarea localității noastre, cu ce idei, cu ce proiecte, cu ce mod vă ajută pentru bună starea localității noastre? Acum câți bani, spuneați că vreți să aduceți tineri în comună. Acum să ne opunem promovării tinerilor în administrația... De asta nu de guvernare, a apăsat pe guvernare. Nici vorbă, nici vorbă. Nici vorbă de asta, dar cel care este angajat cu tinerul primar, sau cu primarul, nu-i să aduceți tineri. Da, da, da.